Am văzut reportajul și cine credeți că plânge aici pe canapeaua vorbelor bune? Salut, Irina! Mama mai este sau a plecat? Ești bravo! E atât de emotivă această femeie și asta este eu să vin să te ajut, pentru că ți s-a dus rimelul, iată, acum și acum zâmbește cu ochii ăștia frumoși și bucură-te, vezi ce arhivă de familie nemaipomenită am reușit noi să-ți scriem ție? Mulțumim, vezi? Din suflet! Tu, atunci când fetele tale vor fi exact așa ca tine, da. se vor uita la reportajul ăsta și să zică cât de bravo a fost mama că ne-a adunat pe noi toate împreună. Da, mulțumesc mult. Pe mama eu nu i-am văzut-o un an din cauza pandemiei, de tată 2 ani. Mm-hmm. Și în acest an noi împreună ne-am adunat și pentru mine asta este, nu știu, ca o minune. De fapt, cumva toți așa au impresia că viața artiștilor e așa plină cu de toate, ei nu suferă deloc, iată, ei nu plâng deloc, ba, plâng, și eu sper că acum tu plângi de fericire. Puțin de fericire și puțin din cauza momentului că părinții se duc peste hotare peste o săptămână. Mm-hmm. Astăzi eu i-am zis papa pentru că ei au dus la mare în Turcia împreună cu fiica mea cea mai mare, cu Liza. Ah, bravo! Da, bunica i-a promis că în anul acesta împreună cu bunel ei o să meargă la mare. Cu toate că voi ați reușit deja să mergeți la mare, de fapt nu doar mare, acolo că ați combinat mai multe lucruri, ai realizat unul din visele mamei. Da, de mult. Noi în anul trecut împreună cu Sergiu am fost la delfinariu, la un hotel cu delfine în Odessa, la Odessa. Uh-huh. Și acolo a fost, știi, ca o minune pentru noi, pentru că și a fost visul meu. Este ceva mega extraordinar, tu te simți energia delfinilor. Știi, ca o renaștere, încă o renaștere la tine în suflet. Simți renașterea, da? Nu știu cum mai bine să vă explic, dar asta trebuie să faci și după asta te simți mai, nu știu, mai calm, mai armonios, mai împăcat. Și a zis că trebuie să reveniți acolo neapărat cu părinții. Cu părinții, da. Mama n-a știut unde noi plecăm, pentru că eu i-am zis că pe data aceasta, 28 iunie, eu am să renunț la toate evenimentele, așa și au fost, ca să facem o surpriză. Dar nouă ne-a trebuit să facem un test de COVID. Desigur, și pentru părinții mei și pentru noi. Eu i-am spus am spus că trebuie să ne ducem la un centru de laboratorie, da? Să facem un test, pentru că trebuie să plecăm vama la Transnistria. Acolo este un loc frumos. Da, dar nu vreau să-ți spun ce acolo, dar va fi, dar trebuie test. Dai, desigur că nu trebuie când pleci. Dar mama n-a știut. Dar așa i-am zis. Și când noi am ajuns la vama Ucrainei, i-am spus că ea vede și steagul ucrainesc, da? Și, deci, unde noi suntem? Gata! Până acolo. Noi suntem la Ucraina, ne ducem la Odessa ca cu delfine. Să... Și... A fost foarte, foarte șocată. A plâns așa mult cu lacrimi. Cum ai fost tu acum? Da. Știu că cine e semenea noastră. Da, mama este foarte emoționată. Și desigur i-a plăcut foarte mult surpriză și tatăl meu i-a fost puțin frică. Mm-hmm. Da, el n-a vrut acolo să se ducă. Dar i-a dus și mi-a spus mulțumesc ție pentru că m-am simțit emoții nemaipomenite. Bravo ție și bravo lor pentru că au educat în primul rând așa o fată sufletistă. Da, eu îi mulțumesc din suflet până la pământ pentru că am o părinții, nu știu, tatăl meu, am vrut să vă zic și la toată lumea că de la 2 anișori el te-a crescut. Da, el mi-a crescut, este un tată extraordinar care mi-a dăruit o educație minunată.
bravo, bravo lor pentru acest lucru și bravo și socrul care te ajută cu copiii tăi deja. Da, că... socrul de un milion, da, de milioane, nu știu. Da, tatălui Sergiu meu este un bunel de notă 100. Este un bunel foarte bun fiecare dimineață împreună cu Angelina. Ei se duc la grădiniță. Deja ea este la grădiniță. Da, de la un anișor și 6 luni. Bravo, e fata mare. Da, e fata mare. Nu știi cum așa în familia noastră, Eliza, cea mai mare, s-a dus la grădiniță la un anișor și 8 luni. Așa. Sergiu, al doilea copil, la un anișor și 7 luni. Ce? Angelina, un anișor și 6 luni. Da. Așa la noi este, da. Eu mă bucur și pentru familia pe care o ai, familia din care vii. Ești productivă, chiar dacă reușești să le faci atât și surprize părinților și să petrești timpul cu copiii și concerte, nunți, surprize. Ai înregistrat o melodie în limba ucraineană. Da. Pentru, apropo, ai fani acolo, aveți fani în zona Ucrainei. Da, am vrut să vă spun că când noi am început, în perioada carantinei, să facem concerte live, să felicităm pe oamenii acasă, știi, ca o livrare de emoții, nu de flori, de emoții. De la asta, noi am făcut foarte multe, în fiecare zi am făcut live-urile pe Facebook și, desigur, oamenii foarte, foarte mulți au fost subscribe. Da. Se abonau. Pe pagina, da, se adunau pe pagina noastră. Și de la 8.000 de follower, da, noi deja avem 500.000. Jumătate de milion. Da, jumătate de milion. Eu nu știu, wow. Este, da, pentru noi este o minune în această perioadă carantinei. A fost o creștere foarte, bun, foarte adevărat. Bună, da. Nu știu, mi se pare că este un cadou de la Dumnezeu. Da, pentru că noi și în pe data 31 decembrie am cântat la Odessa. În câteva zile am cântat și la Cernăuți, la Migovo. Nu de mult, 3 săptămâni în urmă, am cântat la, cum se numește orașul? Storojeniec, asta în raionul Cernăuți. Da, am avut câteva adunări în această perioadă cu fanii noștri în Ucraina. Și ai zis că trebuie să faci o melodie în Ucraina. Da, desigur, pentru că avem atâția fani, concerte de acolo și de aceea trebuie să fac. Și am vrut să fac o piesă care încă noi nu am avut în repertoriul nostru. Am scris singură eu, în primul rând în limba română, în limba rusă. Apoi am tradus singură în limba ucraineană. Dar tu de unde știi ucraineană? Da, știți cum ne-a ajutat și fanii mei din Ucraina. Ei au redactat acest text și a ieșit o melodie frumoasă. Noi am lansat videoclipul pe post a doua zi atunci, da? după lansare. Mulțumesc mult! Păi da, pentru că ne place ce faceți, iar în aceste momente vrem să te invităm să ne cânti. Da, această melodie este despre o fată care deja, cum fata mamei și tatei, deja se mărită. Pleacă din cuibul părintesc, da. Asta știi, e un fel de bună la dezbrăcat, la despodobit, apropo, că nu ți-e zice dezbrăcat, o dezbracă mirele acasă, se despodobește mirea asta, da? Da, da, da.